Deci, spui că ai încercat totul, dar nu ai putut să rezolvi singură problema aia? Păi, cred că mai bine să mă consult cu colegul meu terapeut, domnișoară Susan! Bună, doctor Sam! Ce se petrece? Asta e un caz nou, colega! Agenta Baby recunoaște că a fost geloasă de prietenele ei, prințesa Jasmine și Elsa! Ambele au camere minunate pe care nu trebuie să le împartă cu nimeni! În timp ce agenta Baby locuiește cu surorile ei, iar ele nu vor să o lase să plece! Înțeleg! Ei bine, asta chiar nu e o situație simplă, dar știu o echipă uimitoare de profesioniști care îți pot crea o cameră drăguță și îți pot face chiar și o mică transformare! Vorbești despre noi doi, nu-i așa? Desigur! Acum hai să mergem la masa de lucru! Să începem! Bună tuturor! Priviți ce avem aici! Un pachet din seria LOL Surprise Hair Goals? Cool! Nu știam că facem unboxing azi! Nu facem, Semi! Asta e doar una dintre capsulele noastre vechi! Și dacă voi, prieteni, vă amintiți, aici sub capac este un recipient pentru fixativ! Iubim păpușile LOL! Și e chiar grozav că vin în pachetele astea uimitoare care sunt și un fel de set de joacă! Oh, da! Acum să ne dea un like oricine are cel puțin o păpușă LOL! În regulă, Sylvie, să începem! Eu iau un ciocan, iar tu primești un burghiu! Liniștește-te! Nu o să construim efectiv! Oh. Pentru început vreau să mă ajut să aleg tapetul! Trebuie să spun că această culoare nu mai e la modă! Ok, cum ți se pare? Asta e o nuanță mai aprinsă! Nu, rozul e prea simplu pentru camera asta, știi? Și o să facă pe agenta Baby să arate palidă! Ok, știi ceva? Acum vreau să aud sugestiile tale! Cu mare plăcere! Se întâmplă să am totul aici! Wow, Semi, ai gusturi extraordinare! Vai, vreau să am tapetul ăsta în dormitorul meu! Doar să ne spui, Susie, iar eu și Roger o să-ți refacem dormitorul imediat! Nu vrei să ne concentrăm pe proiectul nostru acum? Prieteni, trebuie să aveți mare grijă aici și să nu vă grăbiți, pentru ca să nu existe cute pe pereții noștri frumoși. Și desigur, e foarte important să folosim măsurătorile corecte. Proiectul trebuie să arate mereu îngrijit. Dacă aveți probleme cu tăiatul și lipitul, nu uitați să rugați un adult să vă ajute. În regulă! În continuare vom avea nevoie de hârtie gumată, o oglindă mică, niște mărgele... Merg să aduc eu totul! Susie, ești sigură că nu vrei să te ajut? Ok, la această etapă hârtia gumată cu sclipici poate să fie foarte de folos. Acum bucata asta mică merge aici și astfel am obținut un raft. Hei, Susie, nu am găsit o oglindă mică! Stickerul ăsta e bun? Cred că avem nevoie de ceva mai tare. Nu îți face griji, îl rog pe Roger să mă ajute să o ajustez. Între timp, uite o masă de toaletă drăguță. Acum peretele ăsta pare cam gol, nu-i așa? Ar trebui să mai facem câteva rafturi? Rafturile sunt prea plictisitoare, Susie. Wow, priviți aici, prieteni! Semi, oglinda asta e uimitoare! Deși i-am putea adăuga puțină strălucire. Deci, Semi, dacă nu rafturi, atunci ce crezi că ar trebui să facem? O chiuvetă! Ce? Crede-mă, știu că e bine să ai o chiuvetă la îndemână când te machiezi sau îți faci părul. Bine, și din ce sugerezi să o facem? Din asta! E unul dintre ambalajele rămase de la setul de joacă LOL Surprise! Și-mi spui mereu să arunc lucrurile de genul ăsta! Ce mai idee! Prieteni, să-l susțineți cu un like pe slime-ul nostru econom! Uite așa! Apăsăm cu grijă puțin! Grozav! Susie, putem face un robinet dintr-o sârmă! Și-am găsit bucata perfectă, dar... acum nu știu unde e... ciudat! Știu! Unde? Chiar în spatele tău! Mereu mi se întâmplă asta! Apropo, chiar îmi place ideea ta! Hai să îndoim sârma astfel pentru a-i da o formă potrivită! Iar acum vom adăuga această mărgea drăguță pentru a face ca totul să pară mai real! Așa e, Susan! E exact ce aveam în minte! Acum, prieteni, o să vă arăt ceva foarte strălucitor! Ce interesant! Ce mulți clipici! Și ce faci cu el, Sue? Interesant! Ești pe cale să afli! Să scoatem ăsta! Și iată, un taburet frumos e gata! E unic! Iar asta o să-l facă să se potrivească cu tot interiorul camerei! Wow!
sunteți impresionați, prieteni? Eu unul știu că sunt. Nu plecați nicăieri și veți vedea mai multe. Prieteni, acum vom face câteva accesorii pentru mine. Sunt așa entuziasmată! Și vom folosi o recuzită destul de neobișnuită de data asta. Așa e. Prieteni, acestea sunt părțile din cauciuc ale unor pixuri obișnuite. Acum vom tăia cu grijă una astfel. Și o vom înfășura în jurul unei alte bucăți de cauciuc de la un pix. Așa. Și așa se fac bigudiurile! Acum luăm o altă bucată a unui pix și o tăiem pe jumătate. Hop! Grozav! Apoi vom lua o bucată dintr-un baton de lipici și le punem împreună. Astfel obținem un mic deodorant stick. Wow, prieten, nu-i așa că e cool? Termină, Suzy, mă critic! Bine, hai să mai folosim o bucată de cauciuc și o bucată dintr-un baton de lipici pentru a face o mini-versiune a unui fixativ. Markerul negru ne va ajuta să-l facem să pară real. Poate vreți să vă și decorați fixativul? Orice stras o să fie util! Apropo de strasuri... Suzy, uite ce sticlă cool de parfum am făcut! Priviți aici, prieteni! Pun pariu că înăuntru este un parfum care poartă semnătura șmecherului slime! Să o punem aici! Iar aceasta este o aromă personalizată făcută de Sue! Ce zici de ceva strălucitor, hă? E o idee grozavă! Prieteni, astfel puteți face cam tot ce vă doriți! Înainte să folosiți pixul pentru proiectul nostru, asigurați-vă că nimeni nu are nevoie de ele pentru a scrie ceva! Sau puteți folosi niște pixuri vechi care nu mai sunt bune pentru scris. Astfel, proiectul vostru va fi într-un fel prietenos cu mediul. Sfântă mozzarella! Ce s-a întâmplat, Sammy? Oh, am vărsat lipici pe mine! Dar nu-ți face griji, Sue, sunt bine! Văd asta! Și chiar mi-ai dat o idee! S-ar putea ca și păpușa noastră să aibă nevoie de prosoape din hârtie? Pentru mine asta e cea mai cool idee pentru o casă de păpuși! Sunteți de acord, prieteni? Atunci ar trebui să ne dați un like! Ei bine, totul pare să fie la locul lui. Să vedem ce părere are agenta Baby de toate astea! Nu uita, ne poți spune dacă e ceva ce nu-ți place la noua ta cameră? Bine? Hai să începem! Oh, interesant! Sammy, cred că e gata să ne spună! Bine! Spune că această cameră e exact ca în visele ei! Dar... Dar, Sue, vezi tu, nu e sigură că actuala ecoafiură îi permite să folosească toată această recuzită. Ah, desigur, cum am putut uita? Uite ce am aici! Păpușa noastră va fi mai frumoasă decât Rapunzel cu asta. Dar mai întâi, hai să-ți ajustăm puțin machiajul, drăguță. Marele maestru Samuel s-a întors. Ce pot să-ți dau? O pensulă pentru machiaj sau una pentru vopsea? De fapt, am deja tot ce-mi trebuie. Lac de unghi, Sue, serios? Și puțin sclipici! Uite ce frumoasă e culoarea asta! Îl vom pune pe ochii păpușii noastre și vor deveni strălucitori! Oh, cum de nu am ghicit? În regulă, maestre Samuel, vom lua asta... Am ajutat și eu! Astfel scăpăm de excesul de sclipici de pe fața ei! Oh, uite ce am făcut cu lucrurile ei! Wow! Și pantofii ăștia sunt cu sclipici? Îmi plac mult! Sunt sigur că o să fie superbă în rochia asta! Genial! Acum ne putem ocupa în sfârșit de părul ei! Să folosim niște magie! Iată! Oh, e așa frumoasă! Și îmi place mult că are părul așa lung și moale! Prieteni, noua noastră agentă Baby e gata să se uite la tot ce am făcut astăzi pentru ea! Acum să-i spunem super agenta Baby. Da, cred că e pregătită să-și înceapă noua viață.
Prieteni, dați-ne un like dacă v-a plăcut mica noastră transformare. Și dacă vreți mai multe clipuri ca acesta pe canalul nostru, atunci abonați-vă și apăsați clopoțelul. Pe curând! Pa, pa, prieteni! Dulce casă. Pereți cunoscuți, acoperiș de încredere, mobilă confortabilă. Dar oricât de mâni am iubit locuința, câteodată are nevoie de o transformare. Hei, mi-ai rupt ușa de la garaj! E Elsa, oaspetele de astăzi de la reparații Fulger cu Sam. Bună tuturor! Spune-ne, cum ai luat o decizie atât de importantă precum modificarea casei? De exemplu, ce părere ai despre renovarea pereților? Ei bine, probabil am putea să adăugăm mai mult albastru. În privința culorii nu avem dubii, totul e clar, ne trebuie mai mult roz. Dar cum? De ce roz? Nu înțeleg. Vreți să aflați ce o să iasă din asta? Rămâneți cu noi! Bună tuturor! Nu pot să cred că au trecut 2 ani de când am făcut proiectul ăsta. Câte amintiri minunate, atât de mult confort și căldură. Doamnelor, doamnelor, de ce atâta nefericire? O astfel de zi ar trebui să fie una veselă. Astăzi refacem casa și o să fie distractiv. Cea-cea-cea. Da-da. Cea-cea-cea. Vom începe cu baza, podeaua și pereții. Dar mai întâi, hai să golim camerele. Mele. Înainte să golim baia, trebuie să oprim apa sau să ne stropim. Ne descurcăm fără inundație. Mersi, instalator Sam. La datorie. Nu o să mai am baie în noua mea casă? Sunt dispus să plătesc pentru tronul ăsta. Hei, Sam. Ce? Încă ne trebuie hoțule de toalete. Hai să ținem toată mobila veche într-un singur loc. De exemplu aici. Pap. Vom folosi toate astea însă puțin mai târziu. Ei bine, casa e goală acum, ceea ce înseamnă că e timpul pentru... E timpul să scăpăm de vechiul decor! Balustrada asta albastră nu mai e la modă! Bam, bam, bam! Bine, o să schimbăm cu siguranță! Să o scoatem cu grijă! Apropo, și scara o să fie restaurată! Cum mai dau jos acum? Haide, Sammy, urcă aici! Ia-ți zborul! Dă-mă jos! Destrul! Mai bine te ajut de aici, Suzy! Siguranță. Cum spui tu? Atunci ajută-mă aici! E mai ușor decât să construiești! Ups! Siu, cred că am rupt ceva! Îmi pare rău! O să repar! Nu faci asta! E exact ce trebuie să facem în continuare! Să scăpăm de texturile vechi! Eu am făcut-o mai bine. Ai uitat ceva? Pleacă de aici, istețule. Nu am terminat încă. Hei, fii mai drăguță cu slime-ul ăsta. Pentru astfel de cazuri am un solvent ascuns. Să frecăm puțin. A funcționat. Totuși, e mai bine să cereți ajutorul unui adult. În același timp, scăpăm de toate piesele de decor care nu ne sunt necesare. Uite așa. Sfinte, Parmihan, ce tare se aude! Elsa, oprește-te, nu mai suport! Am avut un castel, iar acum, practic, nu mai am acoperiș deasupra capului! Suzy, trebuie să facem ceva sau o să ne înnecăm curând! Atunci e bine că trecem deja la următoarea etapă! Nu plecați nicăieri! Așa! Hei, nu am avut timp să le arăt urmăritorilor! Nu-ți face griji, Sammy! O să le arăt eu! Ce frumusețe! Și acest perete se potrivește perfect cu noua podea! Doar câteva mișcări ușoare și primul etaj începe să prindă formă. Hei, așa e! Reparații Fulger cu Sammy, cea mai tare emisiune! Apropo, urmează un alt interviu pentru TV. Spune-mi, ce faci mai exact acum? Sammy, mă deranjezi! Mai puțină vorbă, mai multă muncă, ca să terminăm mai repede. Dar la TV prezentatorul intervievează constant. Câteva cuvinte? Dar tu poți schimba conceptul și poți deveni primul prezentator slime din lume care face totul singur în cadru. Vom aprecia asta. Primul din lume, spui? Ei bine, desigur, dă-te la o parte, Susan. O să fac eu asta.
Wow, ce mai viteză! Și chiar îmi place noul design! Atunci cred că noul acoperiș te va impresiona și mai mult! Ei bine, da, și minimalismul arată bine! Întoarce piesa, Susan! Serios? Oh, priviți ce țiglă uimitoare! Și ce combinație uimitoare de culori! Constructorul Sam merită un like! Ce? Constructor? Sunt un decorator grozav, sunt un artist! Da, da, du-te și vopsește scările! Okay. Da, vom vedea! Domnul Magnific va transforma orice scară în operă de artă! Uite așa! O scară aproape numai din diamante pentru adevărată regină! Oh, văd că te-ai decorat și pe tine cu pietre prețioase, maestre! Apropo, am făcut și eu ceva! Uite cum a ieșit balustrada! Ei bine, acum tema Rosalie e complet dezvăluită! Nu chiar! Trebuie să instalăm și o ușă îmbunătățită la balcon. E ușor! Pac! Și balustradele, desigur! Se pare că am terminat cu partea de construcție și reparare, nu, Semi? Stai, stai! Cum rămâne cu garajul? Era o ușă aici! Dar acum o să fie altceva! Ce? Oh. O să dezvălui secretul în câteva secunde! Termină! Siu, ce faci tu aici? E timpul să aranjăm mobila! Wow, te-am prins! Ce? De ce e goală? Cineva a furat toată mobila? Suspecții au fost arestați! Sigur ei au fost! Nu, nu, noi nu am făcut nimic! Dați-ne drumul, vă rugăm! Nu vă panicați, polițistul Sam va recupera totul! Măi, măi, ce e asta? Interesant! Locotenent Susan, ajută-mă cu bucățile astea de pânză! Mă lași să vorbesc? Eu am luat toată mobila! Și nu m-ai avertizat? Ce urât din partea ta! Nu, sunt foarte creativă! Privește! Acum picioarele Elsei nu vor îngheța pe plăcile reci! Despre ce vorbești, Susan? Ea a fugit de sculță prin zăpadă! Oh, Semi, nu știi că viața nu e mereu așa cum vezi în filme? Spre deosebire de baia noastră care a ieșit fabulos! Deci nu se întâmplă nimic dacă fac asta! Oh, un frigider? Haide! Magia ta a funcționat, dar nu chiar așa cum trebuie! Dacă nu te grăbea, era perfect, așa cum e la mine! Ei bine, îți arăt eu acum! Mă învață ea, hă? Știu și singur! Acum, încă puțin! Mai ușor, Semi? Nu mă opresc! La jumătate! Eu niciodată! Nu renunț! Nu e deloc ușor! Tocmai m-am gândit la ceva! Și... adună-te! Grozav! Măsuța asta joasă o să stea pe balcon! Siu, Elsa spune că s-a săturat să aștepte! Tic-tac, tic-tac, știi? Bună idee! Elsa i-ar plăcea să aibă propriul ceas ca să nu întârzie niciodată! Oh, nu ai înțeles! E timpul pentru somn, dar noi nu avem dormitor! Păi, mobilează-l! Știi, am și eu doar două mâini! Semifă asta, semifă aia! Eu nu mă odihnesc! Deci, asta o să fie aici! Iar asta? Păi ar trebui să fie aici! Iar un dulap cu sertare? Un dulap cu sertare chiar aici! Cadourile? Cadourile! Le păstrez pentru mine! Ei bine, am terminat! Ce spui, Siu? Cool, nu-i așa? Dar ai mobilat camera copilului! Cum rămâne cu dormitorul Elsei? Sunt obosit! Trebuie să trag un pui de somn ca să-mi revin! Semi, ai dormit prea multe noapte de revelion? Ce? Vorbești serios? De ce am ratat totul? Nu, dar aproape am terminat proiectul! Trebuie doar să mai facem o atmosferă festivă! Hop și gata! Ei bine, hai să o chemăm pe stăpâna casei, nu? Deci, dragă Elsa, ești pregătită să-ți vezi casa visurilor? Sigur! Hă? Elsa? Elsa? Unde ești? Așa o să fie mai confortabil! Să ne întrecem! Deci, să vedem! Ah, ce minunat e aici! Și bucătăria e așa bine amplasată! Oh, îmi e așa foame! Hai să ne uităm ce avem aici! Oh, Elsa, asta e plăcinta pentru tine! Oh, mulțumesc! Dar hai să o lăsăm la răcit! Aha! Cea mai utilă cameră din casă! E așa mult roz aici! Oh, ce covoraș moale! Dar hai să continuăm! O scară demnă de regina zăpezii! Wow! Ar trebui să văd etajul al doilea! Oh, uimitor! Cred că Elsa-i place transformarea și-a fost ideea mea! O să fie grozav să admiri stelele de aici seara! Hop, hop! Oh, ce încântare! Mirosul e divin! Mai rămâne să vedem dormitoarele! Stai să te ajut! Aș fi vrut să fi avut o astfel de cameră când eram mică!
Eu voi dormi aici? Wow, e așa moale și confortabil! Iar toate ținutele regale vor încăpea aici. Semi, ai avut dreptate. Casa Rosie se potrivește Elsei la fel de bine ca cea albastră. Îmi place așa mult totul! Mersi, Siu și Sam! Ar trebui să le mulțumim și urmăritorilor că au fost astăzi cu noi. Urmăriți noile noastre clipuri pe canal. Și nu uitați de like-uri! Hei, nu plecați încă, oameni buni! Ei bine, acum și atmosfera e potrivită pentru anul nou. Ce treabă bună am făcut astăzi cu casa asta. Acum o să pun un film bun. Oh, prieteni, încă sunteți aici? Mulțumesc că ați fost cu noi astăzi. Mereu ne distrăm împreună. Nu uitați să vă abonați la canalul lui Sam și Sue. Mersi, Elsa. Dar unde-i Sam? Aici sunt și am o idee genială, Sue. Hei, prieteni, vă putem reface și casele voastre? V-ar plăcea? Atunci scrieți-ne la... Nu mai glumi! Mai bine urează-le un an nou fericit! Pa, pa! Ne vedem curând! Pa, pa! La mulți ani! Hei! Hei, amice! Așteaptă-mă! Hei! Bine, dacă el nu are nevoie de rucsac, atunci o să fie... Ajutor! Să mă ajute cineva! Semi, cum ai intrat acolo? Auci! Nu-l scutura! O să mețesc! Sfântă! Varză! Oh, bietul de tine! Lasă-mă puțin! Bun venit înapoi! Și am găsit noua noastră chiriașă! Ea e Sarah! Oh, bună! Cum ți se pare? E destul de confortabil, huh? Wow, sunt încântată! O să am o baie, o să am și etaj și o cameră de joacă! Sarah pare așa fericită! Iar acum noi vom face o renovare cool! Sfinte plăcinte, mă bag și eu! Sunteți gata pentru o transformare? Întâi, hai să deschidem fermoarul! Și rugați un adult să facă o gaură aici! Ce? Eu nu am nimic atât! Dăm decorațiunile astea! Scuze-mă, dar ai un slime pe beteală! Sam ar fi grozav ca decorațiune, nu-i așa? Asta pentru ce e? E pentru electricitate! Acum mergem să mâncăm niște fursecuri, hă? Întâi vom face un perete dublu folosind carton și placă de spumă. Acum putem introduce luminile LED. Aha, te-am prins! Intră înapoi! Intră! Am câștigat! Semi, ritmul ăsta nu o să mai terminăm. Hai să fixăm bateriile pe spate. L-ai chemat pe Sam, electricianul. O să conectez totul. Stai așa! Yay! E gata! Wow! Peretele nostru strălucește! Hei, cine a stins lumina? Lasă-mă să ies! Oh, Suzy, mersi! Îmi place mult cum a ieșit! Să sperăm că păpușica noastră să fie mulțumită! Acum mută peretele spre mine! Mai mult, mai mult! Nu fi! Siu, a mai rămas un bec aici! Știu ce urmează! Ups! Mi-am pierdut ideea! Nu-ți face griji! Știu eu! Ia-te după mine! Asta-i fiua mea! Am prins eu jumătate de idee, știi? De ce e tavanul așa înalt? Wow! Ca să putem face etajul! Oh, hai să-l facem mai rezistent! Bam, 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 bam! Semi, uite! Vom face un curcubeu din spumă! O să-l decorez cu unicornii mei preferați! Pământul către Semi! Visez cu ochii deschiși! Mi-am revenit! Stai puțin! O să-ți arăt cum să faci nori luminoși! Asigură-te că luminile trec prin deschizături! Haide, dă-mi doar puțin! O bucățică nu, din spate! Nimeni nu o să observe! Te rog! Siu, unicornul ne-a dat din umplutură! Semi, arată bine și pe tine!
Acum avem nori pufoși și moi. Sam Magnificul e aici să-i facă și... Hei, nu mai chicotii! Sunt o glumă pentru tine! Te-am prins! Ha! Și mai mult! Ia de aici! Și eu am terminat! De fapt, arta e relaxantă! Ți-am spus eu, dar nu ai terminat de pictat piesa asta! Aha! Iar acum masa pentru ceai e gata! Psst! Ai comandat un sfeșne? Wow! Ce livrare rapidă! Pune-mă lângă el! Slime-ul e cea mai tare decorațiune! Sammy, haide! Cum o să mă descurc fără tine? Ei bine, dacă sunt atât de prețios, atunci pune-l pe ăsta acolo! Și ce e ăsta? Poți termina tu acest fotoliu, Puf! Nu mulțumi! Ok, să începem! E grozav, nu-i așa? Așa confortabil! Ce sunt astea? Oh, haide, sunt biluțe mici! Sunt mereu în tren! Asta pare să fie o altă glumă de-a lui Sam! Oricum, fotoliul nostru Puf a ieșit bine! Grozav, Susie! Ți-am adus un cadou! Uite o gogoașă pentru tine! Hei, nu e comestibilă? Da! O să fac cel mai tare fotoliu otoman în formă de gogoașă! Ingredientul principal e ploaia de mărgele! Așa! Da! Bine, fotoliul a ieșit foarte drăguț! Bună treabă, Sam! Putem invita persoane la o petrecere de casă nouă! Auci, Sammy! Bătaie cu perne! Da! Stai puțin, domnule! Ai adus cadouri? Bine! Un papucândar și celălalt gratuit! Iată și cadoul meu pentru tine! Oh, drăguț! Acum o să vopsesc chiar eu rafturile! Să le fixăm pe perete! Și să punem poza mea! E prea mare! Am dat o bară! Atunci hai să pictăm chiar noi tablouri! Pot să mă decorez eu cu ele? Glumeam! Se potrivesc bine cu camera! Hei! Sarah, pot să intru? Domnișoară, prințul tău e pe drum! Ups! A fost un accident! Scuze! De asta trebuia să aștept scările! Și uș! Arată grozav! Avem nevoie doar de o frânghie! Uite așa! Acum puteți urca amândoi în siguranță! Da, hai să... Hei, unde o duci? Dă-o înapoi, tu! Cu mine cum rămâne? Hei! Uite o gustare de împăcare! Uii, arată delicios! Sammy, de ce ultima piesă nu e vopsită? Ups, am uitat de ea! Ce cap prostuț de slime! Nu-i nimic, o vopsim împreună! Dragilor, chemați prietenii să vă ajute! Oh, minunat! Hai să-l testăm cu câteva sărituri! Grozav! A trecut testul! Abzibildul ăsta îi atestă calitatea! Acum hai să facem o noptieră! Susie, abia am găsit mânerele astea! Și eu! Chiar la timp! Să le fixăm la locul potrivit! Oh, a ajuns noul decor! În continuare vom face... Oh, ce e asta? Un coș de 3 puncte? Ups, ăla nu e un inel pentru basket? Și asta nu e o trenă? Ai vrea tu! E o cortină pentru pat, se numește baldachin! O să fie deasupra patului! Lumos! Iată și lumina! Sammy, acum am nevoie de ajutorul tău! Wow, și eu pot să meșteresc nori! Uite așa! Eu dormez! Au mai rămas de făcut doar câteva cusături și perna-i gata! Ce moale e! Hai să facem și o lampă pentru citit seara! Wow, ce frumoasă e!
adăugăm și miros de iasomie și... patchouli? Ce-i aia? Mai bine luăm capacul și îl transformăm într-un ghiveci drăguț de flori. Și ar trebui să aibă mușchi roz în el. E cel mai nutritiv. Ok, decorul e gata. Hei, e doar pentru unicorn. Atunci o să mă ajute cineva cu transformarea? Prieteni, luați-vă după noi! Hai să facem niște pijamale drăguțe pentru păpușă! Și o mască de dormit drăguță în formă de unicorn! Ha! Să-i punem și niște aripi decorative! Haide, haide! Fugi în noua ta casă, fetiță! E mult mai bine acum! Grăbește-te și intră! Uii! E grozavă! Da! Wow! Ah, ce moale! Miam! Arată delicios! Ha-ha! Wow, ce pat moale din pene! Oh, drăguț! Wow! Hai să aducem niște oaspeți aici! Acum ești gelos că ai refuzat casa? Hei! Doar pentru unicorni! Dar eu am făcut parte din echipa de construcție! Uite! Ăștia sunt prieteni cu mine! Lasă-mă să intru! Am spus nu și așa rămâne! Stai! Ok! Dar dacă fac asta... Sammy, mai fă așa! Sunt un unicorn roz! Intră! Ha, stai puțin! Ai dat-o în bară, domnule? Slime-urile sunt atât de șirete! Cât timp Sam se joacă leapșa, voi dați un like casei noastre unicorn! Și abonați-vă la canalul nostru, vom avea clipuri noi curând! Aveți grijă de voi! Hei, patru picioare, ajută-mă! Sunt în așa mare! Te-am prins! Ajutor! Mersi! Ești salvatorul meu! Dragilor, ne vedem curând! Pa, pa! Te-am găsit! Salutare, prieteni! Fac ceva important aici! Proiectez o nouă casă! Și ce faceți eu între timp? Fac o nouă casă cool în miniatură! Miau, miau! Ah, bună, dragilor! Suzy, spune-ne ce fel de casă faci azi! Oh, n-am mai făcut o astfel de casă până acum! E o casă cu mansardă și cu grădină pe acoperiș! O grădină adevărată? Wow! Da! O să fie multe plante în casa asta! Se pare că trebuie să mă reprofilez ca grădinar! Așa crezi? Cum altfel aș putea să am grijă de noua noastră grădină? Dar, Sammy, grădina asta o să fie făcută? Cu dragoste și mare pricepere din partea lui Slime Sam! Nu asta urma să spun, dar... Mai bine încep să-mi dai sarcini în loc de argumente, Suzy! De exemplu, ce fel de mobilă vom avea? În primul rând, o etajeră mare și potrivită pentru diverse obiecte mici. Am înțeles, Suzy! Aduc acum diverse obiecte mici pentru etajeră! Prieteni, vă amintiți clipurile noastre anterioare cu mini-case? Dacă nu le-ați văzut, ar trebui să o faceți după ce terminați pe ăsta! Și dacă le-ați văzut, dați-ne un like și scrieți-ne care casă v-a plăcut cel mai mult! Etajera e gata!
Hai să o punem la locul ei! Pare incompletă fără obiecte! Corect! Hai să rezolvăm treaba asta! Am încercat să-mi dau seama cine ar putea fi proprietarul acestei case! Eh, printre alte chestii, ea e pasionată de fotografie! Ia? Casa asta îi aparține unei doamne simpatice? Da, numele ei e Dora! Și iubește pisicile! Și multe alte lucruri! Mesele elegante, de exemplu! Exact, Semi! Ai făcut o masă adorabilă! Este pentru o plantă! Să mă apuc de fotoliu? Nu te grăbi, Sam! Mai avem multe de făcut până la fotoliu! O să fie o singură lustră în casă! Asta modernă! Pac! Nu-i rea? Ar trebui să prindem lustra de tavan! În cazul nostru, tavanul de sticlă e și acoperișul! Cool, nu-i așa? Da! N-am mai locuit într-o casă cu un acoperiș de sticlă, dar sunt sigură că e super cool! Da, sunt curioasă ce senzație îți dă! Hai să întrebăm pe Dora după ce locuiești aici o vreme! Dora? S-a făcut! Hai să ascundem firele sub podea, ca să nu ne stea în cale! Aveți grijă cu firele, dragilor! Chiar! Mai avem de lucrat la colțul ăsta! O să fie un pervaz drăguț și spațios! O să fie decorat chiar și pe afară! Aha! Fiecare detaliu de aici o capodoperă! Sunteți de acord, prieteni? Vai, perna asta de la geam e adorabilă! Ok! Pot să încep să fac fotoliul? Bine, fă-l dacă ești așa dornic! În timp ce eu termin copacul ăsta minunat! Am făcut trunchiul din sârme răsucite! Acum hai să facem copacul ăsta să pară și mai real! Dragilor, voi ați plantat vreodată un copac? Spuneți-mi în comentarii! Punem și frunzele, desigur! Acesta este motoul Dorei pe o plăcuță drăguță! Vă place? Chiar îmi place fotoliul ăsta, dar m-am încurcat! Siu, mă poți ajuta cu el? Siu, tu... ai făcut copacul fără mine? Semi, o să mai fie multă verdeață în casa asta? Poți să încep să o faci! Da? Bine! Vai, ce fotoliu adorabil! Cred că e așa plăcut să te cuibărești în el și să citești o carte! Dragilor, vă place să citiți? Care a fost ultima carte pe care ați citit-o? Am pus un covor aici pentru un plus de confort! Și ăsta e fotoliul nostru! Ai dreptate, Susie! Sunt multe plante și alte decorațiuni! Grozav! Hai să le aranjăm în cameră! Uite plantele pentru acoperiș! Hei, stai! Ce s-a întâmplat? N-am pregătit acoperișul pentru plante! O să fie cea mai drăguță grădinuță de pe acoperiș! Am și eu chef de grădinărit acum! Așa de moale! Lângă grădină vom face o terasă pe acoperiș! Pentru momente de liniște! Ah, dragilor! O să vă arăt cum să faceți o portiță din sârmă! Nu trebuie să securizăm grădina, dar portița o să o facă mai primitoare! Deci poți aduc în sfârșit plantele? Am avut mare grijă de ele! Da, adu-le! Am terminat! Uite verdeața! Cred că ai uitat o plantă, Semi! Stai liniștit, mă ocup eu de ea! Susie, dar e un cactus! Și ce? Păi, înțeapă! Nu, Semi, cactusul ăsta nu înțeapă, crede-mă! Ai uitat că există cactus decorativ care nu înțeapă? E greu să uit, dragă Susie, dar mi-am amintit prea târziu! Ah, hai să mai punem niște flori! Ce frumos!
Ne trebuie o băncuță confortabilă pentru terasă. N-ar trebui să fie și frumoasă? Lasă-mă pe mine să o colorez. Nu sunt sigură. Suzy! Glumeam! Normal că pot să iei! Ne trebuie și... Ta-dam! O masă! Exact! Hai să facem o bază pentru terasă. Balustrada e obligatorie pentru acoperiș, să ne asigurăm că nu cade nimeni. Se potrivește perfect! Vai! Pun și aici un covoraș confortabil. Uite banca! Perfect, Sammy! Fix la timp! Cred că Dora noastră o să petreacă mult timp aici. Așa că hai să-i pregătim niște băuturi răcoritoare. Al doilea pahar e pentru mine? Păi, dacă te invită! Bun, ce altceva? Trebuie să facem scara și obiectele pentru pisică. De data asta tu te ocupi de scară. Nu pot să cred că Sam a lăsat pe mine să fac scara. Vă amintiți că Sam e maestrul scărilor? Se pare că trebuie să mă străduiesc să-mi arăt priceperea, mai ales pentru că scara e așa frumoasă și neobișnuită. Voi ce fel de scări aveți acasă? Scrieți-ne în comentarii! Ăsta e locul pentru scara noastră. Un alt detaliu important e balustrada. Chiar și scara noastră o să fie verde, adică de la plante. Superb! Uite livrarea pentru pisică! Oh, Sammy, ce pat adorabil! Exact ca lui Pufoșel! Poftim, pisicuță! Fă-te comodă! Ura! Casa cu mansardă pentru Dora e gata! Siu! Aprinde lumina! Sper că asta nu e ultima noastră casă. Sigur că nu, Sammy. Prieteni, abonați-vă la canalul nostru ca să nu ratați noile clipuri cu minicase. Și dați-ne un like dacă v-a plăcut ce-am făcut azi. Pa, pa! Așa că da, am făcut asta, iar el a spus că nu se poate, știi? Mersi că ai venit la petrecerea mea, Ken! Mersi că m-ai invitat, Barbie! Ce se întâmplă aici? Dați o petrecere fără mine? Barbie, când ai de gând să deschizi cel mai mare cadou? Iată-l! Abia aștept să-l văd! Așteaptă! E încă prea devreme să deschidem cadourile! Haide, Barbie, hai să o facem! Bine, bine, dacă insiști, abia aștept să văd și eu ce-i acolo! Hei, ai grijă! Îmi pare rău! Oh, nu! Nu! Ah, nu!
Blea! Ce e asta? Un acoperiș maro? Și susține că e o Barbie! Arată îngrozitor, blea! Ce păcat! Auci! Hei, ce se întâmplă? De ce eu? Ai spus că totul va fi roz, Barbie! Ne-ai mințit! Barbie, nu-ți face griji, te rog! Putem repara da! Totul! Nu, s-a terminat! S-a terminat! Hă? Ce-i asta? O agenție care se ocupă cu renovări? Ei bine, nu am nimic de pierdut! Alo, sunt Barbie! Oh, telefonul! Agenția Sue și Sam! Noi ne ocupăm de renovări! Am nevoie de ajutor! Ne ocupăm de asta! Susan, avem un nou caz! Ei bine, ce avem noi aici? Aha! Nu, asta cu siguranță nu va merge! Bai, arată de-a dreptul oribil! Bine, acum văd imaginea de ansamblu! Trebuie să demolăm totul! Ha! Asta e singura opțiune! Da, da, cum spui tu? Stai! Ne-am mai întâlnit până acum? Mă îndoiesc! Ai auzit-o pe fată? Începeți! Asta a fost ciudat! Cu grijă, apropie-te! Așa! Aha, un pic mai mult! O vom dărâma din temelii! Stai așa! Credeam că vom renova totul! Ai auzit ce zice clientul Sue? Demolăm tot! Transformă totul în praf! Sau tu vei îndepărta vechile tapeturi și eu voi scoate mobila! Ah, bine! Wow, o groază de piese de mobilier și nimic nu e roz! Da, asta pare ciudat! Haide! Nu, nu, nu! O să te ocup de tapet cât eu dezasamblez casa! Ce? De ce nu am demolat-o atunci? Pentru că avem nevoie de o casă adevărată pentru a o renova! E mult mai ușor decât să o construiești de la zero! Nu mai spune! Hai să distrugem altceva, te rog! Am terminat cu distrugerea! Ești sigură? Știi, putem putea... Termină, Sam! Mai bine ajută-mă! Niciodată nu merge cum vreau eu! Ce? Ce vrei să fac? Preferata ta, pictura! Oh, în regulă! E distractiv să pictezi! Bine, cred că ne-am descurcat bine! Am nevoie de o pauză! Nu există casă Barbie adevărată fără culoarea roz, nu-i așa? Iată! Îmi place foarte mult această nuanță! Desigur! Dorința clientului e cea mai importantă în agenția noastră! Oh, sfinte parmezan! Ochii mei! E prea mult roz! Este mult prea intens! Auci! Nu prea-mi place rozul, știi? Te-ai uitat în oglindă? Sau nici tu nu te place atât de mult? Asta e ceva nou! Ce se întâmplă dacă rozul nu se potrivește cu personalitatea mea strălucitoare? Șocant! Oh, verdele se arată bine! Chiar așa e! Dar știi ce-l face să arate și mai bine? Da, eu! Nu, Sam! Vorbesc despre fibre! Avem nevoie de un gazon, îți amintești? Așa e, ai dreptate! Dar avem nevoie de echipament! Nu e nimic aici și nimic acolo! Tu ai găsit ceva? Nu, nu-i nimic nici aici! Bună, Barbie! Văd că renovați aici! Ei bine, am găsit un lucru minunat! Așteaptă o secundă! Nu știu ce este mai exact! Aici este! Eu, cum merge treaba? Pictezi din nou? Ei bine, desigur! Trebuie să terminăm și acoperișul! Îți mulțumesc foarte mult! Sunt bucuros să te ajut! Și noi am avea nevoie de ajutor, știi? Ne-am mai întâlnit până acum? Nu prea cred! Poftim! Du-l la Sue, te rog! Bună, Sue! Am adus scările! Bună, Ken! Pune-le acolo, te rog! Poftim! Ești atât de puternic! Și atât de priceput. N-a fost mare lucru. Cei doi porumbei par atât de drăguți. Îmi plac progresele pe care le facem aici. Nu credeam că vor face renovarea. Îi urăsc pe Sam și Sue. Care dintre ele e mai bună? Sammy, e grozav. O să mă ajut să aleg. Folosește-le pe amândouă. Care-i treaba, Barbie? Ai devenit brusc fermier? Ai auzit asta, Sue? Credeam că asta va fi o piscină! Uite, am pregătit deja partea de jos! Merge chiar aici! Uf, nu a fost ușor, dar a meritat!
Doamnelor și domnilor, vă prezint un decor în exclusivitate de la SIUA noastră. În timp ce ei nu sunt atenți, acum e șansa mea. Psst! Prietene, vreau să ajut și eu. Am adus niște apă. Minunat! Mulțumesc! Apreciem foarte mult! Ce tip grozav! Veți avea o petrecere la piscină plină de slime, oameni buni! Ah, asta e minunat! Ce soluție excelentă! Tocmai mă gândeam cum să nu folosesc apa adevărată. Bună treabă! Ce? Grr! Mă voi întoarce! Siu, crezi că putem reface și chestia asta? Bineînțeles că da! Grozav! Siu, ești cea mai bună maestra meșteșugurilor! Noua mea casă arată deja minunat! Nu vom arunca mobila veche, doar îi vom da o nouă viață! Uită-te la această frumusețe! Iată cadoul meu! Este foarte util în bucătărie! Hei, dă-mi-l înapoi! Această canapea e un dezastru total! Putem face ceva în legătură cu ea! Uh-oh, ceva s-a lipit de spatele meu! Stai așa, te ajut eu! Gata! Mulțumesc! Canapeaua asta chiar e un dezastru, dar știu ce să fac! Aha! Grozav! Hai să facem și un șemineu, putem? Floare la ureche! Avem nevoie de mai mult rock and roll! Hei, noi mizăm pe drăguț aici! Cum adică drăguț? Uii, ce drăguț! Oh, sfinte parmezan! Nu te supăra, Semi, poate data viitoare vom remodela o casă pentru trupă rock! Sunteți gata? Să facem puțin zgomot! Am crezut că ești un rocker! Pot să fac totul deodată! Totul deodată? Mă întreb cum se vor descurca cu cealaltă cameră! Stop! Am ajuns! Livrare specială! Hei! Sunteți proprietarii casei? V-am adus ceva tare! Veniți cu mine acum! Acum livrarea ta specială va ajunge la coșul de gunoi! Ce pat frumos! Se potrivește perfect cu dormitorul! Haide! De ce așa de greu? Ha? Oh! Au venit cei de la mutări! Da, da! Cei de la mutări! Ați ajuns la timp! Luați patul de acolo! Sigur, sigur! Sfinte parmezan! Patul merge aici! Și asta e lenjeria de pat! Atât de drăguță! Acum să ne ocupăm de baie! Un nou set de decor roz urât este aici! Recunoaște! Glumești cu chestia asta cu nu-mi place rozul? Eu? În niciun caz! Oh, Semi, Semi! Aproape că au terminat cu renovarea! E atât de mult roz în jur! Arată drăguț! Ce se întâmplă cu mine? Adică urăsc toate astea? Casa asta e atât de frumoasă! E cea mai tare zi din viața mea! Mulțumesc! Dar nu am terminat încă! De necrezut! Sunt niște proști! Nici măcar nu m-au observat! Unde e celălalt leagăn? Ce o să faci acum? Astronaut Barbie! În sfârșit ești aici! Lansarea rachetei este în 3 secunde! Te așteptăm! Eu nu sunt Barbie, ești orb? Sunt un slime! Hei, dă-mă jos de pe chestia asta! Împreună! 1, 2, 3! Salută Luna din partea Luna? Noastră! Ce se întâmplă? Aici e leagănul nostru! Și iată și pernele! Minunat! Ah, îmi plac leagănele! Nu vine să cred că totul va fi al meu! Și foarte curând! Din nou roz! Îți promit că o să-ți placă! Nu, nu, nu! Oh, animalele noastre de companie vor adora să locuiască aici! Oh, da! Siu, cred că m-a prins febra rozului! Am început să ador această culoare! În sfârșit!
Acum hai să vedem cum ne-a ieșit. Wow, ce casă luxoasă! Ai văzut baia? E pur și simplu superbă, crede-mă pe cuvânt! Nu-mi vine să cred ce mult s-a schimbat casa! E frumoasă! Dormitorul arată uimitor! Huh? Ce este? Și tu numești asta o aterizare ușoară? Huh? Ce-au făcut cu casa? Ce sunt toate astea? O căsuță roz pentru câini? Totul este atât de roz! Și frumos aici! Nu am vrut să spun asta! E atât de oribil aici! Se întâmplă ceva cu mine din nou! Acel roz este atât puternic! Stai! Cum o să încap în casă? Wow! Nu știam că și eu pot face asta! Sunt o mică Barbie acum! Mulțumim că ne-ai invitat și pe noi la petrecerea ta! Pa, pa! Mulțumim că ați fost alături de noi, prieteni! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru și să ne dați un like! Ne vedem curând, lume! Pa! Bonjour! Slime Sammy aici! Sunteți gata pentru o renovare majoră? Bun! Bună dimineața mie! Ce? Unde mi-e al doilea? Mă rog! Chiar vreau să fac un duș! Siu, alertă de artizanat! Cineva are nevoie de ajutorul nostru! Rapid! Barbie, spune-mi ce s-a întâmplat aici! Teribil! Nici măcar nu pot intra în baia mea! Stai calmă, Barbie! Mă întorc imediat! Deci, ce avem aici? Ne trebuie o nouă abordare! Salutări tuturor! E misiunea se repare și situația se va încinge! Și e un episod de renovare radicală a băii! Sam, ai grijă! Haide, măi! Vrum! S-a blocat? Nu înțeleg! Dar Sam poate repara totul! Prieteni, mai bine stau aici cât timp Siu lucrează! Ok, lumina asta nu va mai funcționa niciodată! Aoleu! Siu, ce s-a întâmplat? Te salvez eu! Tu, toaletă murdară, o să te arunc! Sammy, e o idee proastă! Ups! Am nevoie de un duș! Între timp, voi face curat aici! Am lipsit doar 2 minute și a devenit și mai murdar! Am nevoie de ajutor! Bine! Știu! Unde era? Uite-o! Siu, încearcă pe asta! Mersi, Sam! Nu funcționează! Ce? Nimic, hă? Ai nevoie de un slime puternic aici! Privește și învață! Auci! Între timp, haideți să vorbim cu proprietarea băii! Deci, cum a ajuns în halul ăsta? Înțeleg! Te vom suna când vom termina! Pa, pa!
urât! Rama, asta nu e bună! Da, dar ai grijă la cioburile de sticlă! Te voi ajuta! Te rog, ai grijă, Semi! Nu-ți face griji! Nimic nu mă poate dobărâ! Nimic nu te poate dobărâ, zici! Cu excepția mea, cred! Efectiv, m-ai luat prin surprindere! Dacă zici tu... În sfârșit, baia noastră e gata pentru următoarea etapă! Și am revenit cu unul dintre locuitorii din zonă! Ai de gând să rămâi după reparații? Nu chiar! Va fi prea curat pentru mine! Perfect! Atunci întoarce-te în țara gândacilor sau cum să numi și murdărește-te cât vrei acolo! Sunt Sam Magnific și mergem la vânătoare de materiale de construcție frumoase! Pot să te ajut cu ceva? Bine! Arată-mi ce ai! Și să nu mă mai întrerup niciodată! Avem tapet lucios, auriu și roz! Îți plac? Altceva? Sigur, vino aici! Avem multe lucruri! Ce zici de asta? Din spatele tău! E un tapet voluminos cu efect 3D! Incredibil! Am nevoie de 4 role! Imediat! E timpul să revenim la renovarea noastră! Înapoi la tine, Susan! Mersi! Chiar acum terminăm! Ce-am ratat? Semi, nu! Ups! Scuze, nu știam că... Ce-am pățit? Oh, nu! Siu, de ce nu mi-ai spus că vopseaua nu era încă uscată? Nu puteai să pui un semn sau ceva? Oricum l-ai fi dărâmat! Așa o să se ia vopseaua de pe tine! Of, mersi! Nu prea-mi place cum arăt în alb! Acum vom face acest loc luminos! Vom începe cu tavanul! Wow! Această nuanță e uimitoare! Uitați-vă la ea! Normal! Eu am ales-o! Bine, m-ai ajutat și tu! Un pic! Nu pot să mă laud! Vom face pereții roz aprins! Știți că ne place această culoare, prieteni! Și acum, pregătiți-vă pentru un masterclass! O să vă arăt cum să pregătiți un amestec special pentru a pune gresie! Totuși, trebuie să obținem o podea perfectă pentru baie! Scuze, dar un slime nu renunță niciodată! Siu, ai putea fi un mixer? Să te înveți mintea, amestecule! Ușor, tigrule! Ok, să începem! Bravo, Siuzi! Să vină Cresia acum! Acuș, șefu! Ok, gata cu frecatul Gresiei! Trebuie să lucrăm la îmbinări! Unde era chestia aia? Uite-o! Haide, pinge! Stai, Semi! Așa funcționează! Wow! A fost cât pe ce? De ce îmi faceți asta? De fapt, poți să-ți prins Gresia pe tine acum! Am auzit că e la modă! În timp ce ei fac mișto unul de celălalt, cineva trebuie să muncească, nu? Wow! Îți place? Ai ratat un loc aici și acolo. Oprește-te! Mă gâtilă! Hei, ce a fost asta? Tu ai făcut-o, Siu? Eu am fost și te voi prinde! Mai vedem noi! Hei, v-ați fluturat cu atâta zel pensulele încât totul s-a uscat! Acum putem instala fereastra pentru tapet! Vei avea nevoie de lipici! Am dreptate, Siuzi? Sau te pot folosi pe tine, în schimb? Am spus, e bine că slime-urile sunt lipicioase! Oh, da! Ia uite! Acum o să vă arăt cine e cel mai creativ de aici! Hei! Haide, măi! Astea sunt bune așa cum sunt, Sam! Și o lustră frumoasă! Grozav! Wow! Siu, aprinde acum! Hai să vedem! Așa, da! Dragi urmăritori, vreți să știți ce urmează? Atunci nu plecați nicăieri! Hei! Replica mea! Arată-mi! Ce ascunzi acolo? Ce-i aia? Ce-i chestia asta? Sam, e doar baza pentru toaletă! Sigur vom avea nevoie de una nouă! Trebuia să mă avertizez, știi?
Ești sigură că faci ce trebuie? Da, Semi, doar că nu am terminat încă. Ok, stai să văd. Încetează! Nu! Super! Hai să mai facem asta iar! Scuze, Semi, am atâtea piese de făcut. Păi zi așa, te voi ajuta cu plăcere. Hei, și rățușca mea meșterii ceva aici. Ia uite, Siu! Oh, wow! Acum avem tot ce ne trebuie. Uite, am făcut instrucțiuni foarte detaliate. Ce? Ce ne facem? De unde știm că facem totul cum trebuie? Nu-ți face griji, îmi amintesc perfect totul. Dulapul cu chiuveta e gata. Oh, ar fi putut fi mai cald. Hei, unde-i perdeaua de duș? Vine în curând, lasă-mă să termin aici. Între timp, mă voi ocupa de... Semi! Ce mai e acum? Nimic. Atunci de ce m-ai strigat? Nu mai distrage atenția. Cine a scris prostia asta? Cred că cineva ți-a făcut o farsă. Foarte amuzant. Nu acolo, Siu, nu. Las-o acolo. Cât de greu poate fi să găsești un loc pentru o etajeră de baie. Ok, am luat prosoapele, am luat săpunul. Scuze? Da, da, au fost promoții bune, mersi, pa. Nu poți să iei căruciorul. Bine, am crezut că nu va observa. Cât pe ce? Semi, vii? Scuze, ar fi fost mai rapid cu căruciorul. Bun, să încheiem, oameni buni. E totul gata? Ce-are camera? Așa e mai bine. 3, 2, acțiune! Ne-am întors! Și suntem în direct din noua baie! Ești gata? Poți să te uiți acum! Wow! Ne bucurăm că-ți place! Și totul e nou și strălucitor! E spuma pufoasă, preferata mea, uimitor! Aceasta a fost emisiunea, se-mi repară! Abonați-vă, vă rog! Pa, pa! Și dați-ne un like! Pe curând, prieteni! Aha! E aproape gata! Ce e gata, Semi? Ce-s toate astea? Jos. Bine, dar te rog, explică-mi. Păi, nu e evident. Vreau să prind o zână ca să dovedesc că el există. Ce? Semi, nu poți. Nici o zână nu o să permită să fie tratată așa. Trebuie să-i oferim o casă frumoasă unei zâne. Atunci poate o să vină. Oh, casă frumoasă? Păi, bine, haide, apucă-te. Și eu mă duc să aleg niște decorațiuni. Salutare, prieteni! Bun venit într-un basm! Puf! Un basm din carton? Păi, evident că nu, dar vom folosi carton ca să facem casa pentru zâna noastră. Ha, desigur! E atât de ușoară și grațioasă! Ne trebuie o casă la fel! Prieteni, voi credeți în zâne? Bateți din palme dacă da! Dar o să fie cel mai bine dacă apăsați butonul de like! Atunci vom ști sigur câți dintre urmăritorii noștri cred în zâne! Dar dacă dau un like dacă le place clipul? Păi, e tot un indicator important. Deci, ce ai aici? O inspecție a unei construcții magice. Dacă pic inspecția? Totul e în ordine, Siu, poți continua. Iu, ce ușurare! Dar părțile pentru casă sunt cam neobișnuite, aș spune. Nu-i de mirare, e o casă din basme. Atunci mă duc să aduc decorațiunile de basm. Semi, cine mă va ajuta? Invocă niște magie să te ajute! Magie? Dragilor, dar o să am nevoie de ajutorul vostru pentru asta! Apăsați clopoțelul de sub clip ca să înceapă magia! Priviți! Baza noastră magică e gata! E timpul să adăugăm tot felul de detalii frumoase! Deasupra vom avea turnulețul ăsta!
o să fie și planta asta deasupra? Ce? Păi, zânele iubesc plantele! E ca să le atrag atenția! Semi, e o idee bună, dar cartonul nu o să susțină greutatea plantei tale? Bine! Nu știam că erau limite aici! Și acesta a fost Samuel, cel mai morocănos slime din lume! Încă puțin! Și minunatul nostru detaliu de pe acoperiș e gata! Acum hai să mai punem încă unul! Sfinte parmezan! Ce se întâmplă? Siu, ce se întâmplă? De unde au apărut marinerea? Cred că asta e magia urmăritorilor pusă în practică! Dragilor, recunoașteți! Cine a vrut ca Sam al nostru să devină o zână? Nu, nu, nu! Ați înțeles greșit! Nu vreau să fiu o zână! Vreau să prind o zână! E magie! Cu grijă! Așa! Acum casa noastră are o bază! Calmează-te, Semi! Voiai să înveți să zbori, nu? Semi? E tăcut! Sper că e bine! Bun, hai să mai punem o streașină chiar aici! Vai, este super drăguț! O să fie și un horn pe acoperișul casei noastre! Corect, corect! Așa zâna o să înțeleagă că este binevenită! Semi, ai scăpat de aripi? Ce aripi? Nu era nicio aripă! Nicio aripă? Dar tu... Nu, era nicio aripă! Bine, bine, am înțeles! Prieteni, dacă v-a plăcut dezenul Sam, dați-mi un like! ce e cârpa asta? E un covor! Pune-l înăuntru! Semi, poate vrei să cauți un covor mai frumușel? Nu asta? Bine, un moment! Se pare că talentul lui Sam la decorat uneori eșuează! Siuzi, am găsit covoare mai frumoase! Dragul meu, Sam, un prosop de bucătărie nu e un covor! Și ăsta-i tricoul meu? Ups! Ah, Semi, Semi! Și casa iese așa de bine! Sper că n-ai uitat de o ușă și de ferestre! Normal că nu! Le facem imediat! Dragilor, mare atenție la cutter! Și în timp ce tu tăiai deschizăturile, eu am făcut ușa! Ușa asta e grozavă, Semi! Hai să lipim! Haide! Sigur ai observat că deja am lipit balamale făcute din spumă! Normal! Acum ușa se poate deschide și închide cu ușurință! Exact, Susan! E timpul să ne pregătim pentru cel mai important pas! Decorațiunile exterioare? Da! Forța decoratului să fie cu noi! Prieteni! Transformarea în zână mă ne ucide tot! Vă rog, scrieți toate numele de zână pe care vi le amintiți! Eu nici nu mai știu dacă Ariel era o sirenă sau o zână! Ariel era o sirenă, Semi, și Tinkerbell e o zână! Exact! Lasă-i pe urmăritorii noștri să scrie mai multe! Nu poți să ai prea multe nume de zâne! Da, numele de zâne sunt frumoase! Oare poate să o cheme pe o zână Susan? Trebuie să mă gândesc! Și tu poți începe să decorezi! Da, da, șeful! Dragilor, eu și Sam am pregătit multe piese pentru decorat! Aici avem scânduri și țigle! Și chiar și cărămizi pentru hornul nostru! Trebuie să lipim totul la locul lui! Mi-am dat seama că dacă vrei să-ți faci numele de zână, trebuie să-i mai adaugi ceva! Cum ar fi? Pe exemplu, Siuzelin sau Siulili! Siulili? Foarte neobișnuit! Prieteni, vouă vă place? Dați un like dacă da! Wow! Și mie chiar îmi place cum iese Siulili! Ești adevărată maestra caselor pentru zâne! Mersi! Mai ai alte idei de decorațiuni? Da! Sigur! Un moment! Sam sare de la o treabă la alta așa rapid! Iar eu termin mai întâi o sarcină, apoi mă apuc de alta! Suzy, uite! Care îți place mai mult? Ambele arată cam rău! Se pare că transformarea asta în zână chiar te-a năucit de tot, Semi! Da, trebuie să-mi revin! Și să mănânc o bomboană! O să te ajute? Ce întrebare, Siu! Când nu m-a ajutat pe mine o bomboană? Yahoo! Corect! Dulciurile îl fac pe Sam să-și revină rapid! Iar eu voi folosi vopselele astea ca să-i dau casei un aspect mai finisat!
minunat, Semi! Așa mai merge! Totul grație bomboanei magice! unde să-l pun? Stai puțin, n-am terminat de vopsit încă! Eh, bine, îl pui tu undeva când termin, ok? Sigur! Și o să mai aduc o chestie! Zânele clar adoră asta! Ce adoră zânele? Voi ce ziceți, dragilor? Ok, vopsitul e aproape gata! O să mai adaug câteva detalii! Gata! Wow! Chiar sunt gata să devin iar o zână ca să trăiesc într-o astfel de casă! Să punem panoul tău frumos aici și putem aștepta să vină o zână! Putem doar să o lăsăm și să așteptăm. Iar voi, dragilor, puteți să-i dați acestui clip un like și să-l arătați prietenilor voștri. Pa! Da, da! Trebuie să mai adaug încă ceva. Gata! Thank you.